Bun găsit, doamnelor și domnilor! Locurile de veci s-ar putea scumpi. Întreprinderea municipală Combinatul Servicii Funerare a cerut majorarea taxelor pentru rezervarea locurilor în cimitirele din capitală, precum și cea pentru salubrizare. Autorii proiectului susțin că taxele trebuie ajustate, întrucât cheltuielile întreprinderii au crescut. Cel mai scump rămâne Cimitirul Central, unde taxa pentru rezervarea unui loc de veci ar putea fi majorată de la 5.500 de lei la 6.000 de lei. Iar persoanele care își vor înmormânta rudele la cimitirul Sfântul Lazar vor trebui să achite cu 200 de lei mai mult pentru rezervarea unui loc. În cazul celorlalte cimitire din municipiul Chișinău, taxa ar crește de la 1.500 la 1.700 de lei. De asemenea, ar putea fi majorată și plata anuală pentru salubrizare, de la 120 la 180 de lei. De această taxă sunt scutiți pensionarii, persoanele cu nevoi speciale și veteranii de război. Am contactat-o telefonic pe directorul Combinatului Servicii Funerare, Ludmila Boțan, pentru a ne explica necesitatea acestor majorări, însă ea a refuzat să ne ofere o reacție. Proiectul urmează să fie avizat de Comisia de Profil și dezbătut în CMC. Ultima dată, taxa de rezervare a mormintelor a fost modificată în 2016, iar cea de salubrizare în 2009. În total, în municipiul Chișinău sunt 11 cimitire.